Astăzi a avut loc ședința Consiliului Local al lunii august, în cadrul căreia au fost discutate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și reabilitarea Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. În cadrul ședinței de Consiliu Local de luna aceasta au fost discutate și aprobate 14 puncte de pe ordinea de zi, dintre care 3 având o importanță deosebită. De fiecare dată, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a dat o importanță deosebită educației prin reabilitarea și modernizarea unităților școlare din municipiul nostru. Iar de această dată este vorba despre reabilitarea Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja. În reabilitarea Colegiului Pedagogic, am dat Ștefano Dobleja, am dat drumul la documente să depunem pe programul operațional regional Sud-Vest Oltenia, un proiect excelent de 16 milioane de lei cu modernizarea întregului liceu, cu extindere, cu modernizarea cabinetului medical. De asemenea, Colegiul Național Gheorghe Țițeica a primit în cadrul ședinței o sumă de bani pentru reabilitarea internatului, asta pentru ca elevii care vor fi cazați să beneficieze de cele mai bune condiții. Un alt punct important de pe ordinea de zi se referă la demararea proiectului de a da către parohii cimitirele din Banovița, Dudașul Schelii și Guravăii. Iar un al treilea punct pe ordinea de zi a fost demararea proiectului de a da către parohii cimitirele din Banovița, Dudașul Schelei și Guravăi. Este important ca aceste cimitire să treacă de cei care le administrează de facto în acest moment, adică de parohii și de preoți. Pentru că ei știu cel mai bine ce este acolo, ei știu cel mai bine cum trebuie să funcționeze lucrurile, nu noi de aici, de la primărie. De fapt, am și avut astăzi reclamația unui cetățean că în Schela, de exemplu, este această struțocămilă, este al primăriei, dar de fapt îl administrează preoții. Nu, de astăzi ele trec de facto la parohii, ei răspund preoții și parohiile de ceea ce se întâmplă în interior. Ei se ocupă și de întreținerea lor, ca așa mi se pare normal, nu primăria. Buna colaborare dintre primărie și Consiliul Local se vede și asta prin numeroasele proiecte implementate în beneficiul cetățenilor.